vorbirea în alte limbi. Ce rol a avut vorbirea în alte limbi? De ce nu mai vorbim în limba asta? Sau dacă vorbim, de ce să vorbim? Deci problema trebuie lămurită. Dacă doriți dumneavoastră, v-aș invita să deschideți la Fapte, capitolul 2 și să citim câteva versete. Fapte, capitolul 2, versetul 8 până la 11. Oamenii care erau acolo spuneau așa: cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Și auzim. Este o enumerare aici care nouă ni se pare plictisitoare, dar e foarte importantă. Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părți nelimbeni dinspre Cirena, oaspeți din Romani, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Vorbirea în limbi este un semn. Un semn îți arată ceva. Când vezi un semn, semnul îți arată ceva. Niciun om, eu n-am văzut niciun om până acum, când vede un semn de circulație, să oprească la semnul de circulație și să spună: vreau să iau semnul ăsta cu mine acasă. Că e tare frumos semnul ăsta. Nu. Semnul te ghidează. Semnul te direcționează într-un loc anume, da? Semnul te avertizează. Semnul îți spune ceva. Semnul are un mesaj în el însuși. Vorbirea în limbi este un semn. Un semn că ce? Păi un semn că parții, mezii, elamiții, cei din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile libe dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozelit, cretan și arab. Un semn că toți oamenii aceștia, din momentul acesta, sunt acceptați ca și candidați foarte buni pentru Evanghelie și pentru membralitate în adunarea Domnului Iisus. Că de asta le vorbește Dumnezeu în limba lor. Adică în primul eveniment de pogorâre a Duhului Sfânt, Dumnezeu îi învață următorul lucru. Oameni buni, din clipa aceasta, Evanghelia trebuie să se ducă la orice făptură. Că Evanghelia după Matei se încheie exact în felul acesta. Se încheie exact în felul acesta. Auziți ce spune? Duceți și faceți ucenici din toate neamurile. După 50 de zile se coboară Duhul Sfânt și le dă o vorbire în limbi pentru toate neamurile. Este un semn care le arată, mă, toate neamurile acum au voie, au parte de Evanghelia Domnului Iisus. În Fapte, capitolul 1, se sublinează același lucru, zice: și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Noi vedem că evreii s-au lăsat cam greu convinși de treaba asta, că trebuie să ducă până la marginea pământului. Și pe la evrei și pe la samariteni. Nu prea le-a plăcut lor ideea asta. Că evreii erau ei așa, mai sectariști, mai izolați. Mai izolați și Dumnezeu a trebuit să le arate prin semnul acesta al vorbirii în limbi că Evanghelia trebuie să se ducă la toate limbile, la toate etniile pământului. Nu știu, e clar treaba asta cu vorbirea în limbi sau nu îi înțeleasă? Mie mi se pare suficient de clar. Au vorbit în multe limbi pentru a arăta că Evanghelia trebuie să se ducă la toate limbile. Simplu. Acum, eu vă întreb. Noi acceptăm faptul că Evanghelia Domnului Iisus este pentru tot pământul acesta? Da sau nu? Acceptăm, nu? Ce folos ar fi să vin acum să vorbesc aici în chineză? Doamne, acolo cineva a vorbit, de exemplu, a vorbit în arabă. De ce a vorbit un ucenic în arabă? Că erau niște arabi acolo. Altul a vorbit în cretană. De ce? Că erau niște cretani acolo. De ce s-a vorbit în cretană? Eu vin astăzi aici și vorbesc în indian. Pentru ce? Ca să arăt ce? Că indienii sunt acceptați în mântuire și în biserică. Știm de da. Mulțumim. La revedere. Nu are niciun sens. Dar pentru ei, pentru sectariștii ăștia izolați, care au ținut toate binecuvântările lui Dumnezeu, poporul Israel numai pentru ei, și greu s-au descris spre alții. Doar foarte greu. Foarte greu. Dumnezeu a trebuit să le dea un semn evident, public în fața tuturor, un miracol în fața tuturor, că din momentul acesta Evanghelia trebuie să se ducă la toate etniile pământului. Nu există nicio separare, niciun zid, nicio distinție, nimic. Toți oamenii sunt la fel acum înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face discriminare. Asta a fost semnul vorbirii în altă limbi. Pentru ei. Acum imaginați-vă că ajungem în Fapte 10, de exemplu, și Corneliu cu ceilalți dintre neamuri acolo, cu prietenii lui, cei din casa lui, ar fi primit botezul cu Duhul Sfânt fără vorbirea în limbi. Ce ar fi spus evreii? N-aveți? Totuși avem noi o jucărie în plus.
Eu primi botezul cu Duhul Sfânt, dar nu chiar ca noi. Bă, noi avem ceva în plus. Și n-ar fi înțeles nimic. Dumnezeu le repetă încă o dată. Oameni buni, voi ați înțeles care e treaba. Acum, când Corneliu cu casa lui vorbesc în alte limbi, nu-i nimeni acolo dintre alte neamuri. Nu mai e ca la 50.000. O mulțime de oameni acolo care se audă pe ei vorbind în alte limbi. Nu era nimeni care să înțeleagă ce spune ei acolo. Dar ei au vorbit în limbi tot ca un semn. Un semn pentru cine de data asta? Pentru Petru și pentru evreii de la Ierusalim care au urmat să audă de evenimentul acesta. Măi, ei au vorbit în limbi ca și noi la început. Voi înțelegeți că Dumnezeu ne spune acum a doua oară că și oamenii ăștia s-au acceptat în biserică și în lucrarea lui Dumnezeu și în mântuire și în Evanghelie și așa mai departe. Ajungem la Fapte, capitolul 19, și spune Scriptura: și a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Dacă a treia oară Dumnezeu lasă miracolul acesta al vorbirii în alte limbi pentru altă categorie de oameni, nu pentru aceeași. Prima dată e peste evrei, ucenici evrei de la Ierusalim, a doua oară peste neamuri, a treia oară peste ucenicii lui Ioan, care iarăși erau mai departe în Imperiul Roman, dar Dumnezeu de trei ori spune același lucru. Alo, treziți-vă! Evanghelia trebuie să se ducă la orice făptură. Dumneavoastră poate ați putea să întrebați, măi, dar și ăștia nu au început, nu înțeles din Fapte 2 că Evanghelia trebuie să se ducă la toți oamenii? Nu înțeles. De ce fac ăștia cearta cu Petru în Fapte, capitolul 11, dacă ar fi înțeles din Fapte 2? Deci Dumnezeu trebuie să le mai repet o dată. Și credeți că după Fapte 11 s-o lămuri problema? Nu crezi un consiliu la Ierusalim în care unii vreau să pună exact sistemul iudaic peste biserică? Încă nu înțeleseseră distinția, încă nu înțeleseseră cum s-o rezolva problema. Încă n-am înțeles cum să intre în noul legământ, care este lucrarea lui Dumnezeu în noul legământ. Și Dumnezeu mai repet o dată semnul acesta. Ca să fie clar pentru toată lumea. Așa că din punctul meu de vedere, astăzi să vină cineva și să spună eu vreau să vorbesc în indian. Poți să vorbești în ce vrei tu. Dar nu are niciun sens pentru biserica acum care noi am înțeles ce a vrut Dumnezeu să ne învețe prin semnul acesta, că toți sunt acceptați în Evanghelie și în mântuire și în biserică. Pentru noi nu are niciun sens să te apuci de vorbit în alte limbi. Nu are niciun sens. Și mi este greu să cred că Dumnezeu face lucruri fără sens. E greu, foarte greu să cred. Dumnezeu face așa un lucru numai așa, ca să satisfacă curiozitățile cuiva. Dumnezeu nu face lucrul acesta. Să știți, Dumnezeu nu face lucrul acesta. Dumnezeu a lăsat un semn cu un mesaj foarte clar. Orice etnie de pe planeta Pământ, de astăzi înainte, este acceptată în biserică, trebuie să-i se vestească Evanghelia, poate să fie mântuit și are parte de jertfa Domnului Iisus.